30. Puțin cu discuția în play-out, nu doar că începe astăzi play-out-ul cu meciul Ucluj cu Botoșani, dar și pentru că l-avem în direct cu noi și pe Florentin Petre, analist permanent aici la Fanatic Superliga. Discutăm puțin și despre ce va face Dinamo în acest, în acest play-out. Florentin, dacă ne auzi, te salutăm. Vă salut, vă salut, vă aud și da, vă urmăresc cu drag de ceva. Salut! Florin Gardoș, Robert Niță și Alin Buzărin alături de mine aici. Îi salut aici. Cu drag pe prietenii și pe colaboratorii noștri. Un fular acolo în spatele tău cu... Da, este roșu-albastru, așa puțin. Culorilor pe care le apăr și le slujesc în momentul de față. Ia uite Florentin cu fularul roșu-albastru în emisiune. Ce bine stă, pune la gât că poate te trage curentul, pune la gât că nu-i problemă. Da, da, da. Culorile care le-ai iubit toată viața, pune acolo să fie lângă tine. Steaua e numai una, uite-te și tu la el cu este în direct, bravo Florentin. Deghizatule, stelistule, ai uitat fularul pe scaun. Nu l-am uitat și nu e cu steaua, este cu Unirea Ungheni, sunt culorile pe care le muncesc acum. Le iubești? Spune că nu e o problemă acum. Nu e vorba de iubit, dragul meu, e vorba doar de profesionalismul de care trebuie să dăm dovadă, că na, până la urmă ne adaptăm. Voi sunteți aia care ați luat gol de la 65 de metri etapa trecută, nu? Te rog eu frumos, te rog eu frumos, nu mai, lasă-mă în pace. De la, de la media și de unde, ce e prin zonă pe acolo, de unde de a tras ăla, de la Reghin? De la Reghin a tras, a închis ochii și a tras la poartă. Numai mie mi se putea întâmpla lucrul ăsta. Dar asta este viața, n-avem ce să facem, mergem mai departe. Pentru că, na, în fotbal, mai ales în ultima perioadă, am văzut numai goluri dintre astea antologice și chiar vorbeam înainte, zic, băi, uite ce goluri dau ăștia pe alte stadioane, înainte de meciul meu. După aceea că l-am văzut și pe al meu, am zis, zic, lasă, că nu mă mai mir de aici, pentru că, de aici înainte, pentru că uite ce se întâmplă. Și am avut un ghinion fantastic pe un joc bun al băieților. Am pierdut cu 2-1 nemeritat, pentru că meritam să facem cel puțin egal, dar am întâlnit o echipă bună, Unirea Alba Iulia, foarte bine organizată și ne-a pus mari, mari probleme. Care e situația acolo la tine în grupă? Primele patru merg în acel play-off. Da, conduce Bistrița, urmată de media și noi și Universitar Alba Iulia. Cam acestea sunt cele patru care vor merge. Nu, sunt șapte echipe care se bat momentan pe cele patru locuri. Este o grupă foarte puternică, o grupă cu fotbaliști, cu investiții bune, investiții mari și mai sunt cel puțin patru echipe cu bugete mari, bugete care sunt mult peste nivelul ligii a treia. Mă refer la alte grupe, de exemplu, fiind 10 grupe de câte 10 echipe. Eu cred că antrenez în cea mai grea grupă din Liga 3 în momentul de față. Păi ai ales-o. Nu te puteai duce undeva să fie simplu. Echipele unor orașe, adică, de exemplu, Bistrița, echipa orașului, media și care și-a refăcut echipa după ce a dat cu foștii jucători, nu știu, Buzean, cine e pe acolo, sunt foștii jucători de pe la Gaz Metan, prin conducere, prin... Da, Falu la Bistrița, din câte știu. La Bistrița, antrenor, da. Iar cu organizare și cu bani și cum vor să intre repede, pentru că au fost echipe care au activat foarte mulți ani în Liga 1, este normal ca să-și dorească să meargă Liga 2. Dar și noi avem putere și noi suntem puternici, sunt susținut de oameni importanți, inclusiv domnul primar Prodan, care este alături de mine și de echipă. Un oraș mic, frumos, un oraș cu perspective, care ne dorim, într-adevăr, cu un lot bun pe care îl avem, să prindem play-off-ul și să mergem la promovare. Da.